Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A fost brevetată la Osim o invenție a unor profesori de la Facultatea de Științe, Știința și Ingineria Alimentelor din Galați. Și anume pâinea cu gust de friptură. Deci, practic, este în sfârșit brevetarea acelei idei pe care a încercat-o orice student. Când se termina friptura, practic dădeai cu o bucată de pâine prin farfurie și obțineai pâine cu gust de friptură. Da, eu dau și acum. Da, îți dai și acum, da. Ce deci cine ar fi crezut? Întingi cu pâine, cum da, se spune? Da. Asta, ideile geniale sunt foarte simile. Nimeni nu s-a gândit înainte la ele, știi? Și uite că vin cercetătorii de la Universitatea din Galați și spun, dar de ce nu facem noi, decât să ne mai chinuim să întingem prin farfurie, facem direct pâinea cu gust de friptură. Friptură de mai multe, adică și friptură de pește, pentru că știrea spune așa. Osim a acordat Universității Dunărea de Jos din Galați brevet de invenție pentru o pâine proteică ce conține un concentrat proteic de proteine miofibrilare, mă scuzați, din carne de porc, vită, pasăre sau pește. Deci poți să ai și pâine, dacă vrei, pe sortimente. Da, cu gust de saramură, de plachie, da, de caras la grătar. De caras, da, cred că din cauza că e proteică. Da. Practic se amestecă cu... M-aș aștepta să fie și cu dressing de salată favorită. Urmează. Cel mai mult îți place să întingi pâine în... Zeama de salată. Zeama de la salată. De roșii, cu roșii. Cu puțină brânză. Da. Da. Și facultatea n-a brevetat-o, brevetăm noi. Nu, dar facultatea are plan de cercetare, ce nu înțelegi. Și în strachina în care ai mâncat o ochi. O ochi, da. Și puțin ulei și puțin gălbenuși. Auzi, tu mănânci sare. Ouă ochi din strachină? Nu. Practic farfurie, dar ai spus strachină, da, să fii mai coporanist. Deci, când eram mic, mâncam din strachină. Când eram mic acasă, aveam niște tigăițe de inox. Le știu, bă, și eu aveam. Și aveau și un tocător. Tata avea un tocător special care avea o gaură de cupată. Așa. Și punea strachinoara acolo. Dar era pe Ceaușescu. Dar eu nu aveam de inox, aveam, era o tigăiță de tablă emailată. Și făcea tata aia era acolo. Cu două toarte. Da. Foarte bună aia, că nu se lipea asta de inox, era groaznic că trebuia să pui mult ulei, că se lipea. Știi că există? Era și mai crocantă, dar aia emailată, aia aș da bani acum să am aia moda aia. Știi care este secretul? Am descoperit care este secretul să nu se lipească în tigaia de inox. De oțel de la inoxat. Da. Știi? Zi, nu mai avem timp. M-ai făcut curios, zi. Deci o pui pe foc și ea trebuie să ajungă la o anumită temperatură. Cum verifici temperatura respectivă? Când s-a încins, încins, pui foarte puțină apă. Și apa respectivă nu trebuie să sfârâie, să se evapore, ci se transformă într-o biluță. Înțelegi? Eu făceam cu scuipat. Gata, mă, lasă. Dă muzică. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.